Oh, da, a sosit vremea pentru o nouă serie pe acest canal, fraților, la Call of Duty Black Ops. Adică avem în față Call of Duty 7, mamă, câte jocuri sunt în seria asta de succes și tocmai a apărut Cold War. Deci, ce face fratele vostru? Joacă un Black Ops 1 de calitate, ceva mai old school, dar e foarte fain jocul. Și plus că asta e ordinea, știți că dacă mă apuc de o serie vreau să o fac în ordine și ușor ușor ajungem la cel mai nou joc. Și ultima dată am făcut acum destul de multe luni Modern Warfare 2 și acum urmează Black Ops 1, al șaptelea din serie. Bun. Și ca de obicei știți ce aveți de făcut, lăsați acolo un like la acest episod, la acest prim episod și subscribe dacă vă place ce postez eu pe canal. Povestea e super faină. Episodul o să avem destule, că o să filmez probabil misiunea și episodul. Și hai să procedem, să trecem la treabă. Ok, săracul Mason și-a cumpărat 7 televizoare ca să se uite la amintiri. E misiunea lui preferată. Oh my god, ne interoghează aici, ne torturează. Mincinosul, roadeos. Woods, echipa de elită. Și am observat ceva la începutul acestei misiuni. Probabil multă lume a observat. Dar gen, jocul începe exact cum începe și asta nou, Cold War. O să vedeți imediat. Nu m-am putut abține, mi-am luat ceva spoiler la primele două misiuni din Cold War, dar e ok. Ia uite ce frumos. Totul începe cu lumina de la o brichetă. Flacra de la o brichetă. Flacra violet. Na. Mamă, ce fum. Target, Fidea Castro. Am dezactivat muzica și tipa aia dansează așa. Dansează pe ce își aduce aminte. Pe rock. Rockeriță. Ok. Sper că sunetul e ok. Sunt 99% sigur că e ok. Nici prea tare, nici prea încet. Excelent. Ne colindă. Iată vin colindătorii. Pacalu Papito. Fratele meu. Oiei! Dacă-i dau una să face astronaut, stai așa puțin. Lăsăm pe Ud să-și facă de cap puțin. Ai pierdut la jocul ăla. Mersi de armă. Bowman, Carlos, lay down covering fire. We fight our way through the streets. Mason, hai. Hai cu mine. Hai să ne distrăm. Mama, nu mai știu care e pe care. Civili. Oameni simpli. Polițiști. Explozii Michael Burstel. Ai, m-a ricoșat pe bune. Poate omor naiba pe cineva. Mai bag ofisă. Asta a fost cât pe cine. La cap. Bum, bum, șacalaca. Am omorât un civil cumva? Sper că nu, sper că nu. La o parte. Mamă, era să dea peste mine mașina, nu cred. De ce nu, bubuie? Na, acum vă plac exploziile. Înceapa mătii. Distracție maximă. E belea jocul. Vi recomand să încercați. Merge și pe PC-uri mai slăbuțe, mai vechiuțe, deci n-avem nicio scuză să nu-l încercați. Îl găsiți, cred că, peste tot. Haide, haide, haide! Dați-vă la o parte că eu nu știu să conduc.
Ok, jos, culcat. Mamă, ok, invincibilă mașina aia, n-am ce zice. Trabantul ăla l-am transformat în Need for Speed. În BMW-ul ăla. Aoleu, lăsați-l mă în pace. Parcă se uită la emisiunea lui preferată. Oh, flashback. Artificu. Mișto. Crezi că e o armă asta? E zipline, nu? Dă-te mai așa. Ce intrare ne facem. Ca lumea, bro. Rupe-i fâșul. Ce i-a făcut? L-a strâns cu ața? E că ți-ai greșit meseria, frate. După ce ai dentist. Sau doctor de familie. Îl căuta de roșu în gât. Vreți să ne distrăm? Hai să ne distrăm. Hai, care pe care? Eu nu ascult de nimeni. Your action caused your team to be killed. Bine frate, vă ascult, vă ascult. Hai după Fidea Castro. Bă, dar ce mă enervează? Ce stupid. Vreau și să mă distrez un pic cu ei. Care era diferența? Că oricum sunt invincibili ăștia. Da, bine, hai. Bine, mă, bine, nu facem nicio șmecherie. Stăm cu minți, vărzari. Hai, uite. Mă bucur de natură. Pasc niște iarbă. Admir priveliștea și pământul. Ok, gata. Au trecut băieții egrei, golănași de apă dulce. Da, au trecut. Ok, atunci. Bine, hai. Să-i dăm biceps. Bă, ce ciudat trage arma asta. Dar mi-am propus să încerc cât mai multe variante. Uite un shotgun acum. Am văzut cumva supresor scorpion? Mamă. Hai. După voi. Afirmativ că ești prost, da? Ei, lăsați-mă și pe mine să mă distrez. Pur, pur, pur. Turturica. Ce e, mă, pistolul ăsta cu apă? Bine, glumesc. E făinuț. E distractiv să-l folosești. Și nici în amicii nu sunt așa periculoși. Avem și gloanțe. Mă iau după ei. Hai. Le-a dat asta, mă, lași pe mine să mă distrez. Nu ne-a lăsat să ne distrăm. Distracție. Canapeaua e cel mai bun cover. Hai, morte, drag. Și voi la fel. Mai dați-vă în coaja, mamei voastre. Mulți, totuși. Nu-i văd de mobilă. Țeacă. Ți-ai luat țeaca aia mare. Checkpoint reached. Hai, mă. Mă mici mai repede. Ok.
Vă mai aduceți aminte de provocarea aia să stai nemișcat? Mannequin Challenge, da, așa se numea. De fapt, cred că e mai mult o mișcare de dans, așa, Michael Jackson style. Tu, 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 tu. Hai. Slow motion. Damn, redecorăm, frate, aici. Vopsim cu vopsea roșie. Ia uite, bă, și Fal cu supresor. Mă răsfață jocul, n-am ce zice. Ok. Al meu e. Pregătit. De ce glonțul așa frumos, ca în Sniper Elite. I-am făcut crater. Ăla da. Ăla da, coș nasol. Păi niciodată nu poți să fii prea sigur. Ce mai aici? Mai deștepților. Vă dublați, a? S-a rușinat ăsta. Uite ce roșu e. Hai mă. Stai pe tot acolo. Ok, să nu știți că sunt rău, las pe Bowman să facă show. Show de show. Ăla-i tate. Hai mă. Ce vreți de la mine? Ok, arma asta e șmecheră, no cap. Bum bum, șacalacala. E încă un lache. Mamă, unde am nimerit, frațioare? Pâr, pâr. Facem și noi ce putem. Carlito, Pacalu Papito. Nu mai vine Carlos. Și-a rămas și fără gloanțe. Mai sunt o grămadă. Vă las să vă faceți de cap, hai. Îmi fura spectacolul. BTR. Armă blindată. Oh, cum am făcut asta? Mai vreau. Damn, arată cool, arată mișto. Grijă mare. Mamă, cât aproape era. Bye. Eram la ceva distanță în apărarea mea. Dar m-am relaxat când am văzut că e checkpoint. Bine mă băjiți. Aveți grijă. Hai să merem. Asta ce că e trestie de zahăr, i-auzi. Oh my god. Măcar au suport. Nu? A, nu știu cât de mult se bazează echipa asta. Vai de mine. Intel Pentium, din astea. Nu știu la ce te ajută, dar whatever. Trebuie să bag sprint. A, ăștia sunt ai, sunt ai mei. Fug, fug. Aoleu. Iar picioarele. Gata, game over. Luați-mă și pe mine.
Au fost de treabă, mă. Nu știu cât de în siguranță mă simt cu Mason la butoane. La etate. Da, hai că merge bine. Și aparent mitraliera asta are gloanțe infinite. Explozii. Atât de artistic. Ce naiba, că omorâm toată baza. Yeeey. Bine, rău. Dar le-am distrus pe toate, ce-i? Ah, nevermind, am văzut. S-a dat jos, bă, din avion, nu cred. No, luați-mă înapoi. Luați-mă înapoi. Ei. Lasă-mă, mă, în pace. Mai omor câțiva. Ah, și m-au prins, m-au capturat. Și acum somnic. Și gata. O băgat în port bagaj. Și acum ne uităm la ei. Ai omorât o dublură, mamă. Grozav. Am devenit un cadou. He will know suffering beyond his darkest fears. I have plans for you, American. Muricane. Chiar că murican. Bun. Dar cam asta a fost cu primul episod, fraților, din această serie nouă. Sper că v-a plăcut, nu uitați like, comment, share și subscribe și noi ne auzim data viitoare. Până atunci, tot ce bune, pa, pa!